Minorii nu vor mai avea voie să fumeze în public. O altă chestie pe care am văzut-o că a mai distribuit lumea este că minorii care vor fi prinși că fumează în spații publice vor fi amendați 500 de lei. Părerea mea e bine sau nu? Eu zic că da, din păcate probabil cum de copii au bani să fumeze bani de la fumează în banii părinților, probabil tot părinții vor plăti amenziile. Dar părerea mea este că măcar poate mai scade măcar vârsta de la care copiii se apucă de fumat, pentru că am văzut cu ochii mei, doar în urziceni, un oraș care are jumate din numărul meu de abonați ca locuitori, uh, am văzut vreo 5 copii de ce naiba, de-au cu capul de unde baci, unde gaura de cheie la ușă, și erau cu țigara și fumau după... prin spate pe la școala. Școala 1 mi se pare că se cheamă, nu știu numele la școli că eu am făcut școala la țară. Deci cine e din urziceni de școala aia lângă cimitir Acolo am văzut eu copii de aia mici care fumează Și sunt sigur că nu este un caz izolat Că domni, e un oraș mic Păi din contră un oraș mic În orașele mai mari e și mai rău de atât cu copiii care fumează Și care bagă droguri și mă rog Hai să citesc uite eu acum am găsit de la adevărul, am scris din prima, minorii amendați că fumează în public, primul care mi-a venit adevărul, erau mai multe site-uri acolo, am intrat pe primul. Așa, deci, ci citez. O propunere legislativă care interzice fumatul în locurile publice pentru orice persoană cu vârsta de sub 18 ani a fost adoptată tacit de Senat. Termenul până la care trebuia dezbătută și votată a expirat la 21 ianuarie. Propunerea legislativă urmează să fie dezbătută în Camera Deputaților for decizional în acest caz. Bun, deci dacă votează și deputații, mai Mi sper că mai trebuie să aprobe și președintele, dacă nu greșesc. Și aia, e gata. Se pune în practică. Copii, v-am prins că ați fumat după bloc, în pe spațiu, pe spațiu public. Amendă. Și cu asta sunt de acord. Bine, acum se vor adapta. Vor fuma probabil. Mult, vor sta mult mai ascunși unde fumează și sau vor fuma acasă, în băi pe la școală, găsesc ei, pentru că ăla care chiar e dependent de țigări, vă zic sigur, cu o amenințare, cu o amendă, nu-l oprește nimeni. Ia să văd, ce spun pneumologii, nu, era pe aici o chestie, aha, unul din cinci români fumează, deci 20% din români sunt fumători, surprinzător, mă așteptam la mai mulți să fumeze, Da, după aia mi-am dat seama, stai, Că până ca da, aici sunt adăugați și copiii mici Că na, copiii mici de grădiniță Clasele bici ei nu fumează Dar când deja sunt de De gimnaziu, de primar Nu, invers, că sunt de gimnaziu Dacă primarul e 1-4 Atunci se apucă mulți Nici măcar la liceu Ce de vârsta mea sau un pic mai mici Da, pe la liceu se apucau pe la 14-15 ani, după școală, unul una mai șmechera și era Hai trage și tu, hai mă că nu-i nimic rău, nu fi pizdă, nu fi fraieră, nu fi prost Trage și tu un pic acolo Și bam, se apucau de fumat așa Unii vedeau că e -he -he, nu le plăcea, alții erau, hai că nu e așa mm, Și satisfăcea Unii s-au lăsat și alții au continuat până la adânci bătrânești Până ce și-au făcut plămânii ca dalmațienii. Dar nu albi cu pete negre, negri cu pete albe sau ca scrumierele. Exact ca niște scrumiere au și o să le arate unora plămânii. Mă rog, eu nu am fumat niciodată. Dacă nu consumam alcool, ca să vă dau și motiv să vă luați de mine cam și eu un viciu. Bine, ce consum eu alcool, două beri pe săptămână e o nimica toată. Dacă nu consumam și alcool, puteam să fiu de la puritan sau cum mi se spune, cum era CM Punk, Strayed Edge. În fine, hai să revenim la știre aici. Deci, unul din cinci români fumează. În România, povara mortalității... Mortalității, o la mine moralității. Doamne, sunt analfabet funcțional. În România, povara moralități... Bă, dar nu mai să citesc. În România, povara mortalității cauzată, cauzate de cancer este considerabilă. În 2020, estimările Centrului Comun de Cercetare, bazate pe... Uh, tendințele de incidență din anii anteriori se ridicau la 95.000 de noi cazuri și 54.000 de decese. Principalul tip de cancer în cazul bărbaților este cel pulmonar. 17%. În ciuda unei ușoare reduceri a ratei fumatului în ce uh, au mâncat și ăștia un p aici, a? văd, au scris în ce au mâncat și un p cu 2008, Statisticile arată că unul din cinci români fumau în 2019 și vă zic eu că s-a mai accelerat, că de la an la an lumea e tot mai tristă și cade în vicii. Alcool, fumat, drogate, etc. Ratele fumatului fiind în rândurile cu edini, așa, bărbaților de 31% comparativ cu 8% femeile. Deci, adică 31% în bărbați fumează și 8% femei, da. Cu asta sunt de acord. Consumul de tutun de către adolescenți este de asemenea foarte mare. O treime dintre tinerii cu vârste între 15 și 19 declarând că fumează cu 10% mai mult decât media europeană. Ratele fumatului în rândul adolescenților au rămas neschimbate în 2014. Băi e bine că nu s-a mărit. Deci pe scurt suntem cu 10% peste media europeană. Deci care e media europeană ei nu mi-o zic aici. Păcat. miele nesocaut. Acum hai să facem comentariu. Ce a vrut să spun autorul aici? Că, în fine. Părerea mea. Părerea cititorului. Legată de fumat. Eu dacă aș fi părinte. Normal că i-aș da copilului bani când merge la școală la liceu. Și dacă aflu că fumează. Nu știu. Miroase țigară. Are dinții mai galbeni. Îi se schimbă un pic vocea. Sau miroase pur și simplu la țigară. Că după ce fumezi îți pute gura țigară. Nu i-aș mai da bani de buzunar. Ca să-i dea pe țigări. Să nu spuneți ca să-i dau mai puțin decât costă un pachet de țigări, că mare că să le cumperi la bucată. Colegul meu de bancă în liceu nu mai cera cât un leu să-și iau o țigară la bucată și o copiam de la el la teste ca să vă faceți idee. Nu știu, o țigară la două zile sau așa când era test sau o temă ceva și era afacerea noastră, mare are găcat un leu. Într-o lună se scotea și el de un pachet de țigări, că nu fuma mult, dar fuma și el pe ascuns așa. Mă rog, asta era afacerea noastră Deci da, țigări la bucată, la copii Se vând că călăumăria ta Deci n-ai voie să vinzi produse Din tutun și alcool minorilor Cine dracu cu ține cont de chestiile astea La magazin, da Când te duci la market sau așa Plătești tu acolo Ești la casa de marcat Te vede că ești copil, nu-ți dă Sau te întreabă, ai 18 ani? Adică nasul de aia care chiar au 18 ani și nu arată de vârsta lor și trebuie să arate buletinul când își cumpără Părerea mea să nu mai cumpere nici pentru părinților uh, la fel, plătești tu la casa de marcat aia cu cardul și scanezi tu singur produsele, trebuie să vină un supervisor să, să, vină să confirme că ai 18 ani. Acum poate nu mai păcălești, că na, știți cum cresc copiii ăștia. Dar uh, nici asta nu-mi place, că eu, dacă mă duc să-mi cumpăr un desperat, ce fac? Aștept după ăla să deci eu de multe ori nu mă duc la casa aia de scanat acolo, de scanat singur produsele, tocmai de asta. Că trebuie să stau după unul, una să vină să confirme acolo și niciodată nu e nimeni de față, toți sunt la casele de marcat. În fine, nu mai contează. Revenind la magazinele mici, se vând acolo țigări și alcool la minori, că călăumării atac, de acolo își cumpără. Acum, părerea mea, deci dacă să zicem... Uh, Aflu că fiul fumează pe ascuns Aflu eu într-un final nu-i problemă Nu știu, îl vede un profesor și zice Nu-l nu nimic Îi zic atât Bă, n-ai decât să-ți cheltuie alocația câți banii tăi Dar eu nu-ți mai dau bani de buzunar Și dau numai pachetel Sticluța cu apă Sandvișuri Ceva dulce Îi fac eu pachetel Te duci cu asta Coffee fryer și își dă sandwich pe niște țigări Îl văd eu după aia cum vine înfometat acasă Și eu îi zic Ce mă, Ce mă, ți-e foame? Nu, dar nu ți-a ajuns Dita mai sandwich Sau câte sandwich ți-am pus la pachet? Cum mă, ți-e foame? Uite mă că slăbești băi eu cred că tu nu mănânci la școală Ce ai făcut mă cu sandwich -urile? Și le iau așa o la, la mișto Zic, nu mă, lasă mă că faci foame Ea a fost singur de mâncare atunci Na, Eu nu mi mai fac de mâncare că-ți dai banii pe țigări Eu așa aș face Acum dacă aș fi un părinte rău sau bun, deci dezvăd. Mie, eu, mie, oricum nu-mi plac copiii, nu cred că o să am Nu vreau să fac, dar Zic așa La Prin absurd cum ar veni și oricum, nu mi se pare normal să văd copii de 12 ani că fumează. Adică eu la 12 ani ce căcat făceam de bea dacă să zici că își mai punea tataie bere în pahar și o i beam spuma Astea mai făceam noi când eram mici și sunt sigur că și unii dintre voi mai fac asta De beau spuma aia de la bere Dar nici alcoolul nu e bun la vârste mici, chiar dacă îți dă popa cu lingurița Și bai a trecut prin gura la alți prunci înaintea ta Care și nici aia nu se spală pe din sau cine știe ce ori face mănâncă toate prostile, în fine. Deci da, total de acord cu chestia asta, să mă considerați voi pe mine vreun strict, vreun pocăit, vreun ceva, ziceți ce vreți voi. Aici sunt perfect de acord. Măcar ăștia mi să nu mai fumeze, ăia care sunt mai mari și mai vicleni, se vor ascunde. Cum de se ascund și ăia care bagă în venă și fumează iarbă pe la școală prin băi și nu se află cine... Bravo lor că se ascund Dar măcar așa mai, mai scade din numărul de fumători. Măcar atâta. Că și așa, așa, statul român câștigă la bani pe seama fumătorilor. Gândiți-vă atât, un pachet de țigări 5 euro. Fumezi un pachet de țigări pe zi. Asta zic, na, nu că ești tu clasa noua, că cine dracu fumează un pachet de țigări în clasa nouă, că n-are când, că trebuie să fie la școală, acasă și face temele, în teorie, mă rog. Deci, un pachet de țigări pe zi, 5 euro aproximativ, 5 euro, asta cât ar însemna pe lună? Uh, 5 ori 3, 15, 150 de euro pe lună. Ce, ce, poți face cu 150 de euro pe lună? Cât înseamnă 150 de euro? 750 de lei? 700 de lei? Cât dracu ar veni? E, eh, de bani ăștia eu fac asigurarea pe doi ani la mașină. De 150 de euro îți cumperi două jocuri categoria AAA. Uite, Hogwarts-ul că a apărut recent, mai apare mâine, nu știu, încă un Far Cry sau un Assassin's Creed mirage trebuie să apară anul ăsta, 120 de euro. Pun 150 de 30 de euro îți mai ai tu niște skin-uri ceva sau îți mai cumperi un joculeț, Sons of the Forest, ceva pe acolo. Na, poți să faci altceva. Sau bineînțeles, să-ți de mâncare de 150 de euro. De 100, 150 de euro. Pe lună Într-un an sunt 1500, nu, 1500, 1800 de euro într-un an. Cu 1800 de euro poți să nu știu dacă mai poți să ți dar ați putea lua o mașină de începător cât de cât ok. În 2-3 luni nu, nu, fumezi, ai bani de școală de șoferi, economisești. Știți, e păcat, adică nu se face educație financiară sau dacă s-o face, se face la mișto la școală. Lasă că sunt aia la cum se cheamă, la se la finanțe bănci. Eu zic așa, la dirigenție sau să se bage niște materii de astea nu mai e utile decât să i îndoape pe copii cu mate română, cu materie pe care nu o fac aia la facultate și o fac ai noștri la liceu. Mai bine drag să învețe pe copii că nu e bine și că pui meu o grămadă de bani aruncați degeaba. Mai bine, bă, pe câte dulciuri ție de 25 de lei? Îți iei dracu, o șaurma ție de mâncare. Lăsând asta, bine că nu e sănătos și o sunt tu nu dau bani pe țigări. Că mai beau așa un pic, e, măcar și stinge setea pe moment, mă, hidratez și eu. Da, cam asta ar fi părea mea. A, plus că dacă încep copiii de la vârste mici cu tutun și alcool, dar nu alcool așa un pic de poftă să zici că, nu știu, ești la o pomană și bei un pic de vin sau abarnam. Ești și tu după școală, ai 15-16 ani, și voi colegii la o bere de aia la 033 și atâta, nu? Eu zic copiii care se îmbată căcălău, au 16-15 ani, se duc la majorate sau fraților mai mari, prieteni de lor mai mari majorate și se îmbată acolo și fumează. Vă zic eu că dacă de la vârste mici bag așa în exces, pe la 18 ani deja bagă și pe Nasoase de alea dacă mă înțelegeți Că E așa o trecere Că ai două variante când ești Nu, trei variante pentru ăștia care se apucă de mici de fumat Fie se lasă că n-au bani Sau au văzut cum e și s-au potolit după puțin timp Fie ajung fumători de aia de bagă 1 două pachete pe zi și se miră că n-au bani și mai iau un al doilea job doar ca să aibă bani de fumat Și au probleme financiare Și trei, încep de la vârste mici cu fumat, nu le mai ajunge dopamina de acolo, le trebuie alte surse de dopamină și pe ce o să dea? Pe alte prostii, pe titiștoacă, pe năsoase, pe intravenoase, pe curele la mână, pe din astea. Deci, da. Cred că am spus ce aveam de spus. Dacă mă considerați vreun comunist sau vreun ceva habar n-am puritan, pocăit, nici nu știu cum să o spune Ziceți ce vreți voi Nu mă interesează cine a făcut legea asta Da, chiar zice Inițiat de parlamentarii PSD Bă, să mă dreacu, bine Ideea lor nu este să-i facă pe copii să nu mai fumezi Ideea lor e să, e să le dea bani Să le dea amenzi ca să mai facă niște bani ca așa trăiește statul prin ne, ne, Cine la stat își ia niște salarii Dar mare parte se întorc la stat Prin amenzi mari Dacă ai făcut o boacă Taxe, impozite, accize, TVA-uri și căcat Da Uite, o altă chestie să înțeleagă unii mai mici de vârstă Băi Cum de Îți iei amendă și ți se ia și permisul Dacă mergi cu 200 în localitate Pentru că mai mult ca sigur o să mori curând E așa și aici nu e bine să te apuci de la vârste mici de fumat Că s-ar putea să mor de tânăr Să te trezești după aia cu un cancer la plămân Acum de fumat se fumat tabac <laughs> se zic, Mi se pare că tabacul e de la americani De la indienilor de acolo Nativilor Și vine așa au făcut europenii mă la acolo au murit sute de mii de amerindieni sau cum se cheamă, piei roșii parcă îl se mai spun. Dar și tabacul lor când a venit în Europa și în restul lumii, cât au omorât și cât o moară în fiecare an tabacul lor. Asta e revanșa și tot crește numărul de decese de la tutun. Mai sunt variantele astea cu fie țigări electronice cu tutun încălzit, fie căcaturi de alea pe aburi care mi se par tot o prostie. Adică știi, Vrei să fumezi, dar te bagi pe abur că e așa, e mai cool sau ceva, sau un arghilele sau... Hai, las! Mai bine mâncăm! E mai bine să mănânci, e mai sănătos, mă rog, decât fumatul, da, orice e mai sănătos. Acum depinde și ce mănânci, dar... Mă rog, asta e părerea mea, poate cine știe. Sunt eu prea, nu știu cum, găsiți voi termeni. F Fumăro... fumatofil, Fumătofil? Viciofil? Ce să mai inventa? Cam asta a fost clipul. Și dacă mai găsesc știri din astea interesante Că pentru mine astea sunt știri interesante Nu prostii mondene sau că s-a mai certat parlamentarul X cu Y Că aia se certă în fiecare zi Da, cam atât Pe data viitoare, ce au les tuturor